Bună dimineața, bine ați venit în vlogul de astăzi, este vineri și mâine plecăm din acest sătuc de vacanță. Astăzi o să vină și mătușa mea, ea ne-a vorbit despre acest loc și ne-a spus că copiilor ei le-au plăcut foarte mult și de aceea am venit și noi. Și o să vină astăzi să stea cu noi și o să mai filmăm așa printre rânduri. Am început să filmăm din ce în ce mai puțin pentru că deja activitățile se repetă și nu prea mai avem lucruri noi de arătat. Dar o să continuăm oricum cu strânsul de amintiri și sperăm că o să vă placă. Pupiței! Astăzi este răcoare. Nu este soare. Puțin. Nu știm cum este marea. Dar pare agitată, o vedem acolo în față. Nu știu dacă o să stau la piscină sau la mare astăzi. Unde vrei să joci, Alex? Aștept la motoretă, suntem la sala de jocuri. Ia uite pe Andra. L-am băgat, ai ud tot! Bă, dar ce frigă mie! Nu putem să plecăm nicăieri! Stăm toți aici, înăuntru, care cum poate, că afară e furtuna lumii. Ești obosită, Emi? Nu trebuie să fii lăsată la afară, la consolație. S-a luminat afară. Așa a ieșit așa în partea asta soarele. Dar marea este încă super agitată. N-avem voie să facem pentru că este agroșu. Furtuna s-a dus în partea aia. Și noi am ieșit să jucăm un joc tradițional italian care se cheamă Boce. Nu știu dacă se joacă în toată Italia. Practic, biluța aia, nu Alex? Alex, aici. Aici. Practic, biluța aia mică, albă, o arunci și cine ajunge cel mai aproape de ea câștigă. Nu, Andra? Andra, dar stai puțin că Alex nu poate să arunce așa departe. Nu, mămica, lase. Lase că te uiți. Vrei să dai și tu papuci jos? Lase, atunci. Tu, hai. Aruncă, Emi, aruncă mingea. Haide. Nu vrea, haide. Hai,
Dar sunt foarte grele mingile astea. Andra, cine câștigă? Cine mai... aproape de bilă? Da, de bocină. Aha, de bocină. T-ai câștigat? Hai mai, suntem mai în față. Lăsați una ei, că-i ajunge. Hai, Andra, tu. Oh, tu dai prea tare. Venezia, quando vuoi andare? Emi! Ciao! Andare in pomeriggio, ma magari prima pomeriggio, così. Ia, uite, mi hai fatto piscina privata. Come è apa? Caldo. È caldo? Mami, stai bine? Piscina privată pe mare. Gata, acum faci baie. Alex, nu te duci în apă? Dar ce faci aici? Stai la umbră? Bravo! Care sunt ochelarii tăi? Așa, să vedeți cu ce ochelari frumoși să laud Alex. Oh. Oh. Fain! E ora 6, de acum soarele apune. Mai jucăm ultimul fotbal pe plajă. Copiii, verișorii mei, au făcut și ei ultima baie. Ei se îndreaptă spre casă și noi o să ne ducem la masă. Problema este că Emi pe șezlong, liniștită, a dormit. Da, e mai bine. De seara avem discotecă, stă și ea trează și dansează, că e nebunită după dansuri. Eu de acum dorme, cu muzică, cu una, cu alta. Ai respirat aerosol numai bine. Bună dimineața! Te-ai trezit? Mergem să ne spălăm, e ora 7 și apoi mâncăm supiță cu păstuțe! Dacă are. Are, are, în seara asta are. Nu știm dacă are. A dormit până acum, cred că a dormit o oră bună pe plajă. S-a strâns lumea. Pentru că e ora 7, mergem să mâncăm și noi și din seara asta, disco party! Alex abia așteaptă să facă și el o discotecă. Data trecută s-a anulat de la furtună, dar astăzi disco party! Alex, mergem la discoteca? Da, Alex nu merge, Alex orice la Nani. Nu treabă-l bătare. Alex, stai-te! Vrem să mergem la discoteca?
Unde să mergem? La discoteca. Disco party? La discoteca. Bine, hai să mergem. Hai, mă, tatu, lași tu la discotecă cu noi. Mergi? Super. Ma, ragazzi, ma cosa sta succedendo? Forte. Ragazze, ma cosa sta succedendo? Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Marta, ma cosa fai? Ho le animatrici tutte pazzerelle, io non so cosa gli hanno messo nel piatto stasera, ma per farle uscire dobbiamo chiamarle fortissimo. E quindi al mio tre dobbiamo urlare fortissimo. Marti, Sara, quindi al mio tre Marti, Sara. Questa sera qui in teatro del nostro e del vostro villaggio al mare Marzotto, questo è un piccolo spettacolo per salutare chi domani di voi partirà e tornerà a casa dopo una settimana in nostra compagnia. Lo Stato Animazione vi vuole far vedere qual è la nostra famiglia. Buona visione con We Are Family! Io ho fatto niente. Oi.